Da, bună ziua, bine ați venit la conferința noastră de presă, o conferință comună între ADIB și CRAB, ocazionată de mai multe evenimente. Pe de o parte vreau să prezint stadiul implementării proiectului POIM, care suscită în mod evident și justificat mult interes. Pe de altă parte aș vrea să anunțăm semnarea unui contract de furnizare a societății CRAB cu SC Grădinăriu, nu? Grădinăriu, o asociere pentru furnizarea de utilaje din același din aceeași aplicație POIM. Și nu în ultimul rând vreau să prezint și recepția la stația Cărăboaie, așa cum avem și obligația legală de a prezenta și de a anunța public finalizarea acestei lucrări, nu în termen, înainte de termen. Pentru că termenul la stația Cărăboaie era de 31 decembrie 2022, dacă nu mă înșel. Aș vrea să o iau într-un mod metodic și după ce pe parcursul intervenției mele o să-i dau cuvântul doamnei director să facă anumite completări ce țin de partea tehnică sau de evoluția pe această aplicație. În primul rând ne aflăm în faza în care un contract extrem de important pentru județul și pentru municipiul Bacău mai ales, se află în faza de finalizare, de adjudecare. Dacă nu vor fi contestații, unul din cele mai importante contracte pentru municipiul Bacău, respectiv conducta Stejarul Bacău de 23 de kilometri, până la finalul lunii se va semna acest contract și se vor demara, evident, după îndeplinirea formalităților legale, această lucrare. Este un tronson, e bine de știut că este un tronson vechi de 30 de ani, din tuburi vechi, Premo, se modernizează pe fonduri europene, valoarea totală a contractului este de 30 de milioane de euro și reprezintă, cred, unul din contractele cele mai importante pentru municipiul Bacău. Știți foarte bine că ani de zile au tot fost avarii. Ultima avarie a fost la această conductă atunci când, acum un an și ceva, chiar eram prefect în funcție și chiar în ziua în care am fost numit, a trebuit să mă deplasez la conductă. A fost una din prioritățile mele care, cam în două săptămâni, dacă nu sunt contestații, vom putea semna contractul de execuție. Al doilea lucru pe care vreau să-l anunț, tot din zona de interes a municipiului Bacău, că tot vorbim de faptul că se consideră că pe undeva am fi în întârziere, să vedem cu ce am fi în întârziere, e stația de demanganizare. Stația de demanganizare, de fapt, reprezintă și o sursă alternativă de apă pentru municipiul Bacău, pentru că nu ține doar de stația de demanganizare, ține și de reabilitarea a 93 de puțuri, ceea ce înseamnă că aducem o variantă alternativă de furnizare de apă pentru municipiul Bacău. Săptămâna viitoare, sau de săptămâna asta, au început testele pentru stația de demanganizare, testele de probă. Suntem în faza de probă, ceea ce înseamnă că într-un timp relativ scurt și rezonabil se va recepționa. Și vom închide și această lucrare. Săptămâna viitoare o să mă vedeți în teren la stația de demanganizare și la efectuarea probelor. Astăzi, și aici aș vrea ca după ce prezint acest contract să trecem și la semnat, să anunțăm semnarea contractului de furnizare, tot din aplicația POIM,
privind furnizarea 20 de utilaje și vehicule, echipamente pentru CRAB, ceea ce ar însemna că aduce o viteză mai mare de reacție, pe de-o parte, în activitatea CRAB, mai ales pe situații așa cum le-am mai avut. Și nu numai, dacă nu mă înșel, și aici poate să mă corecteze doamna director dacă greșesc, înseamnă înnoirea parcului cu utilaje, o să prezentăm imediat și contractul în ce constă, de undeva 40% din situația parcului, care e foarte vechi, se va înnoi prin acest contract. Va urma un al doilea contract semnat într-o perioadă relativ scurtă, de 3 săptămâni, dacă nu mă înșel, noi avem un grafic pe care lucrăm, cu un alt lot de furnizare de echipamente, care va aduce, evident, la fel, o îmbunătățire a activității din această zonă. Vreau să vă spun că situația Poim, și aici aș vrea să o rog la un moment dat pe doamna director să prezinte, dar noi avem 20 de contracte sortate pe anumite loturi, pe anumite zone, pe anumite localități. Din acestea, o să vedeți câte sunt în execuție, câte sunt lansate în achiziție, câte urmează să se finalizeze până la finalul anului și pe câte le avem în analiza Jaspers. Toate aceste contracte pe care noi le-am ridicat spre achiziție publică, pentru că nu se fac în credințări, se face achiziție publică. E foarte important să menționăm că tot ce înseamnă contract lansat spre publicare înseamnă o procedură de achiziție publică la care participă cine este interesat și în care nu poate exista vreo zonă de interes, să zic așa. E foarte important să știm că aceste contracte au și un sistem de verificare. De exemplu, ultimul contract urcat pe SICAP, dacă nu mă înșel, cu 2 săptămâni, evident a fost în analiza, ceea ce a mai întârziat un pic publicarea acestuia, a fost în analiza UVAP. Contractul la care, dacă ați văzut, primăria Bacău tot face referire că nu s-a prezentat nimeni. Mă refer la reabilitarea de conducte de la nivelul municipiului. Ăsta e ultimul contract, e un contract care acum, cred că nu mă înșel, e undeva 18 milioane de euro. Facem și un total, avem 30 de milioane de euro contractul de înlocuirea conductei de la Stejarul la Bacău, apoi 7,5 milioane de euro stația de demanganizare cu sursă alternativă și reabilitarea conductelor cu 18 milioane de euro. Reabilitarea conductorului cu 18 milioane de euro a fost publicată, dar a fost și verificată de specialiștii UVAP. Cam asta sunt lucruri care pot să mai apară în anumite întârzieri. Pe de o parte. Pe de altă parte, noi nu putem să scoatem la licitație mai repede decât ne permite Jaspers-ul. Pe măsură ce ne armonizăm în urma notelor de observații cu dânsii, în aceeași măsură și transmitem către publicare și mai sunt și alte documente de făcut, în așa fel, de schimbarea indicatorilor tehnico-economici, nu întotdeauna rămâne același lucru. Aș vrea să punctez acest lucru, că totuși nu este contractul Cărăboaia, mi se pare de departe cel mai important pentru locuitorii municipiului Bacău. Și nu se poate face așa dintr-o bătaie de palme sau o postare pe Facebook sau achiziția de luminițe sau brazi pentru sărbătorile de iarnă. Trebuie să facem o distinție clară. Aici e vorba de fonduri europene care
trebuie să respecte anumite etape. Toate aceste etape au fost parcurse și am reușit să le îndeplinim, să ajungem într-o anume fază. Aș vrea să-i dau cuvântul doamnei director general să prezinte situația contractelor la zi, situația aplicației POIM. Și deși știu că are pregătit un an, aș vrea să dau tot tabelul complet ca să vedeți amploarea întregii aplicații. Vă rog, doamna director. Da, aici avem un tabel. Dați un pic mai mare, dacă puteți. Cred că e maxim. Deci avem o foaie de parcurs, practic, pe care noi am stabilit-o și de care încercăm să ne ținem în măsura în care parcurgerea ei nu ține neapărat de noi. Și este împărțită în felul următor. Ce aveți cu verde, contracte de lucrări, aveți cele 1, cele 2, o să încerc să vă explic puțin. Deci cele 1 este vorba de rețelele de reabilitare și extindere a alimentării cu apă și canalizării în municipiul Bacău. Contractul de lucrări 2 este vorba de reabilitarea conductei de aducțiune de la Stejarul la Bacău. Cele 4 sunt lucrări care vizează extinderile rețelelor de reabilitare de la Buhuș, Vlăgești și Racova. Aveți cele 6 și cele 7, sunt două conducte de aducțiune, respectiv conducta de aducțiune de la Valea Uzului către stația de tratare Cărăboaia, a cărei recepție am anunțat-o, și conducta de aducțiune de la Cărăboaia spre Cașin. Toate aceste contracte de lucrări pe care le-am enumerat, astăzi le avem în procedură de licitație. Deci ele sunt lansate. Așteptăm și avem pentru ele termene, pentru unele termene de depunere a ofertelor, pentru unele, de exemplu, cum este aducțiunea cele 2, avem deja oferte depuse și sperăm undeva la sfârșitul acestei luni, dacă nu sunt contestații, să semnăm contractul. Avem mai departe un calup de 8 contracte de lucrări și aveți denumirile clar specificate. Sunt contracte de lucrări pentru care firma Jaspers, consultanța Ministerului, a solicitat lămuriri suplimentare sau a venit cu observații punctuale. Din acest motiv, spunea și domnul președinte, aceste contracte de lucrări nu le putem încă lansa, neavând acordul Ministerului, neavând acordul firmei de consultanță. Deci ele urmează a fi urcate în SICAP în momentul în care primim un ok din partea dânșilor, undă verde. Ca o paranteză, documentația este refăcută în baza observațiilor de la Jasper și transmisă către Minister. Să sperăm că în curând vom avea un punct de vedere pozitiv, astfel încât să putem debloca și aceste proceduri de licitație. După care avem un calup de 6 contracte. Ce e cu verde este, ce spunea și domnul președinte, stația de demanganizare, care se apropie cu pași repezi de final. Și un calup de 6 contracte de lucrări, de asemenea, pe care ne propunem să le urcăm în SICAP până la sfârșitul anului. Este un termen destul de ambițios. Sunt contracte de lucrări, vedeți valorile în partea dreaptă, foarte mari, vorbim de zeci de milioane de lei, așa cum spunea și domnul președinte, nu sunt contracte mici, sunt contracte de lucrări care prevăd mai multe unități administrativ-teritoriale, atât rurale cât și urbane, atât orașe cât și municipii. Deci, în mare, cam aceasta este foaia de parcurs. Noi avem termene pentru fiecare. Vedeți, de exemplu, coloana a treia. Avem termene fixate pentru consultanță de predarea documentației și termene asumate de noi de urcarea acestei documentații în SICAP. În baza acestor estimări, am întocmit prezentarea pe care o să o facem ulterior. Vreau să vă fac o mărturisire. Să știți că noi până astăzi nu am ieșit pentru că nu era de ieșit. Ca să poți să faci ceva, trebuie să știi să măsori. Ca atare, noi am lucrat pe acest sistem
de a avea termene pe ceea ce înseamnă contracte, când se predă documentația, documentația tehnică trebuie să îndeplinească anumite condiții, trebuie avizată de Jaspers. După ce se avizează de către Jaspers, vreau să suntem la 10-a notă de observații pe Jaspers și ușor, ușor am îndepărtat, am mai scos un alt contract care putea, o altă documentație care putea fi publicată. Și ajungând acum, mai avem în analiză la Jaspers 8 contracte, dacă nu mă înșel, noi sperăm, la care noi am și răspuns. S-a răspuns de 2 săptămâni, de pe data de 15 septembrie, și așteptăm răspunsul Jaspers, sperăm să deblocheze și aceste 8 contracte ca să putem să înaintăm și aceste documentații. După care va urma o altă etapă. Noi am mers cam în paralel cu lucrurile astea. Nu am stat să așteptăm doar viza Jaspers, am mers în paralel. Ce s-a putut scoate, s-a scos. Ce nu s-a putut și nu mi-a dat ok-ul Jaspersul, nu s-a scos la licitație, dar în același timp s-a lucrat la documentație și s-au răspuns la toate întrebările, care să știți că n-au fost puține. Suntem la 10-a notă de observații. A 10-a notă de observații, gândiți-vă dumneavoastră, de când a început această aplicație până astăzi, câte note de observații au trebuit să răspundă. Și să știți că n-au fost foarte simple. Aceste note de observații a luat din nou proiectul Apuricat și l-a întrebat de ce nu este sursă alternativă în partea cealaltă, de ce pune sursă alternativă, de ce aveți tot felul, de ce aveți stații de clorinare, de iepurare într-o parte și de ce nu o puneți în partea cealaltă, și de fiecare dată am luat-o de la început. Numai cine nu înțelege foarte clar sau cine nu a lucrat pe acest domeniu nu are cum să înțeleagă care este complexitatea și cât de complexă poate fi această aplicație POIM. Tocmai de asta noi ne-am făcut niște termene clare pe care am lucrat, o foaie de parcurs pe care am urmărit-o îndeaproape și mă bucur să văd, chiar făcând, tot se făceau niște comparații ieri, dar bineînțeles nejustificat, să știți, cred că suntem singura aplicație din țară care a început acum un an și acum are un contract finalizat. Mă refer la stația de manganizare cu cele 93 de puțuri de forare. De asemenea, suntem în faza în care într-o săptămână, două, să vă anunțăm și o să vă invităm să semnăm contractul de înlocuirea conductei Stejaru-Bacău. Și mai avem tot așa, cam 10 au fost câte 3, 10 ofertanțe au fost la Cașin. Și încă suntem în deliberare. Ca să poți să deliberezi pe cei 10 ofertanți e destul de complicat, deși s-au depus ofertele acum câteva luni de zile. Deci noi suntem într-o, n-am făcut public, dar suntem într-o luptă contra timp cu a să ajungem într-o zonă în care să furnizăm ce este mai important, și asta mi s-a părut important, municipiul Bacău, să scăpăm de această teamă de ce se poate întâmpla dacă se pocnește conducta și să rămânem iar fără apă. Și sper ca odată cu începerea lucrărilor, dacă nu mă înșel, și săptămâna trecută a fost o mică avarie la conducta asta din Azbociment. Acest contract vizează totuși 41 de localități, 41 de UAT-uri. Gândiți-vă dumneavoastră că e doar o mână de oameni care lucrează la treaba asta. O mână de oameni și dacă nu suntem foarte bine articulați, evident că se pot face greșeli. Tocmai de asta, de fiecare dată când e o valoare foarte mare, apare UVAP-ul, vine și îți verifică tot ce înseamnă documentație și își dă ok-ul dacă se publică sau nu se publică această documentație. Cam ăștia sunt pașii. Eu i-am spus foarte, foarte pe scurt, nu am vrut să divaghez foarte mult pe acest subiect. Dar să știți, o să găsiți această foaie de parcurs sau o să-l găsiți la mine pe Facebook, după ce termin o să o public, ca să aveți de unde material și plus să aveți și la mapă materialul cu stadiul implementării POIM-ului. Și să sperăm că lucrurile vor decurge normal și vom avea să zic așa, o activitate economică care să ne poată permite să executăm lucrările în timp util.
În același timp, singura problemă de care ne-am ciocnit și care o știți cu toții și care se repercutează asupra vieții fiecăruia dintre noi, e creșterea prețului la materiale. Asta a fost într-adevăr o provocare pentru noi și s-a reușit totuși, într-un timp relativ scurt, să se actualizeze documentațiile în așa fel încât să putem publica. Da, aș vrea să trecem la partea de semnare a contractului de furnizare echipamente și la prezentarea contractului. Mulțumesc, vă rog. Da, contractul de furnizare este compus practic din două loturi, unul dintre loturi și... N-avem sonor. Și cel mai important îl semnăm astăzi. O să încerc să vă prezint succint acest contract. Obiectivul general al acestui contract cu cele două loturi este îmbunătățirea activității de bază a operatorului, respectiv a exploatării și întreținerii rețelelor de apă și apă uzată din area de operare și obiectivele specifice, reducerea costurilor de funcționare, scurtarea timpilor de intervenție și îmbunătățirea condițiilor de lucru. Compania Regională de Apă are astăzi un parc auto constituit din 55 de active funcționale. Sunt foarte puține utilaje achiziționate pe programul post-mediu, în exercițiu financiar anterior. Avem foarte mare nevoie de îmbunătățirea acestui parc auto și acesta a fost și unul dintre motivele pentru care am considerat necesară introducerea unui astfel de lot în cadrul categoriilor contractului de finanțare. Aveți aici principalele utilaje, echipamente pe care le achiziționăm în cadrul lotului. Sunt 20 la număr. Perioadele de furnizare ale acestor echipamente și utilaje sunt între 10 și 15 luni, sunt distinct prevăzute în contract, care utilaje se vor preda de către furnizor în 10 luni, care utilaje se predau în 15 luni. Important este că noi încercăm să ne îmbunătățim activele și activitatea, vedeți, achiziționăm autovidanje, motopompe, macarale, efectiv tot ceea ce îi lipsește crabului sau ceea ce astăzi are, dar în stare de funcționare precară. Și aveți aici evidențiate câteva dintre aceste utilaje care urmează să îmbunătățească parcul nostru auto. Îl avem în sală alături de noi pe reprezentantul asociației care a fost declarată câștigătoare și sperăm că vom ajunge cât de curând în posesia acestor echipamente și utilaje. Deci eu aș dori să semnați contractul. Domnul director, dacă aveți ceva de adăugat la acest contract? În principiu, eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, conducerea Consiliului Județean și conducerea companiei de apă pentru această oportunitate. Să vă asigur că vom derula contractul și eu sper mai repede decât am trecut, deci anul viitor noi să finalizăm, înainte de decembrie. Utilajele sunt toate cu norme de poluare, ultimele norme de poluare, Euro 6 pentru autospeciale și Tier 5 pentru utilajele de construcții. Avem o experiență, lucrăm și cu alte companii de apă. Aș vrea să vorbim prin modul în care derulăm contractul și să... Da, e mai corect așa. Să vedem că într-un termen relativ... O să venim cu un grafic de livrări. Exact. Și asta vreau să vă asigur că o să facem tot posibil să le punem mai repede și în condițiile pe care le avem în sală. Ce să procedeți la semnarea contractului și apoi o să trecem la...
Da. Mulțumesc frumos. Aș vrea să fac o precizare pentru stația de manganizare. Aș vrea să dați pe stația de manganizare la final, doamna director. Există un element de noutate care cred că n-a fost prezentat la stația de manganizare și la sistemul de alimentare cu apă acolo. Este demn de relevat că procesul de tratare a apei nu se desfășoară prin tratament chimic, ci prin tratament pe bază de oxigen. Și asta nu poate decât să ne bucure, că înseamnă o apă mult mai curată, odată cu intrarea în funcțiune a stației de manganizare. Aș vrea să, întrucât am văzut că a apărut și în mass media, s-au făcut anumite afirmații, oarecum nici și nefondate și responsabile, nici nu mai contează cum le catalogăm sau cum sunt, ele sunt clar fără fundament, referitor la faptul că operatorul regional se opune recepției la rezerva de apă. Așa că o să-i dau cuvântul, eu n-am să intru în acest subiect, tocmai din motive lesne de înțeles, pentru că aici ar trebui să explice doamna director general care este situația acolo și ce se întâmplă cu rezerva de apă, dar în ceea ce ne privește, în ceea ce privește partea de recepție, că nu intrăm noi în zona tehnică sau în tehnicalități care nu-i... Mulțumesc! Vă rog, doamna director. Da, o să încerc în mare să-mi exprim punctul de vedere, de fapt să exprim punctul de vedere a operatorului, fără a intra, așa cum a precizat și domnul președinte, în aspectele tehnice ale proiectului rezerva de apă, pentru că n-ar fi nici fair play, iar în momentul de față există o recepție în curs de desfășurare, deci dacă va fi cazul și când va fi cazul, vom avea un punct de vedere. Până atunci lăsăm specialiștii Comisiei de Recepție să-și pună opinia. Dar ca idee, Compania Regională de Apă nu are de ce să se opună acestui proiect intitulat Rezerva de Apă. Noi suntem de altfel actuala conducere, promotorul ideii de a asigura o sursă alternativă de rezervă pentru alimentarea cu apa locuitorilor municipiului Bacău, compusă din două investiții complementare. Vorbim pe de o parte de proiectul de care este responsabil CRAB, prin fonduri europene, și anume reabilitarea fronturilor de captare și construirea stației de demanganizare, și a cărei recepție o va face Compania Regională de Apă. Și cel de-al doilea proiect complementar, acea conductă de legătură de la stația de demanganizare către stația de tratare Barați, de unde apa este distribuită către locuitorii municipiului Bacău, cunoscut sub denumirea de rezerva de apă, a cărui beneficiar este primăria municipiului Bacău, cea care, de altfel, va face și recepția acestui obiectiv de investiție. Deci Compania Regională de Apă nu efectuează recepția rezervei, conductei de legătură, mai concret spus. De asemenea, conform legislației în domeniu, și anume HG 273, recepția unui obiectiv de investiție, așa cum de altfel și domnul primar a scris în dispoziția emisă, se face de către o comisie de recepție. Comisia de recepție are 9 membri. Compania Regională de Apă are un reprezentant în cadrul acestei comisii, deci un vot din 9. Ca să nu mai spun că dacă ar fi să parcurgem prevederile legislative a acestui HG, constatăm clar că votul în cadrul acestei comisii de recepție se ia cu 2/3 din voturile pozitive, fiind esențial punctul de vedere al ISC-ului și al celui care emite autorizația. Deci noi nici să vrem, deși nu este cazul, nu am putea să ne opunem recepției acestui obiectiv de investiții, pe care de altfel ni-l dorim finalizat. În schimb, există și un alt aspect, și anume acela, ați văzut că pe 14 septembrie cei de la ELSACO
Au avut o prezentare la care v-am invitat și pe dumneavoastră, iar reprezentanta firmei Elsaco a precizat foarte clar că nu recomandă operatorului de apă să preia de la unitățile administrativ-teritoriale, adică proprietarii rețelelor, rețele care nu sunt conforme din punct de vedere tehnic sau care nu respectă prevederile legislației în domeniu. Deci ce pot să vă spun cu certitudine este că urmând acest sfat, care de altfel este unul și firesc și normal, compania va prelua doar investițiile care sunt conforme din punct de vedere tehnic. Nu își permite la ora actuală să preia investiții care, asupra cărora există semne de întrebare. Acestea cam atât. Nu, aici e o singură chestiune, deci e clar că e vorba de comisia de recepție, n-are nicio legătură crabul, partea după recepție, dacă va corespunde recepția, nu cred că sunt probleme, că sunt convins că oamenii de acolo nu o să semneze, nu o să facă recepția decât dacă corespunde din punct de vedere tehnic. Dar aș vrea, nu, în ultimul rând, pentru că și asta e un subiect pe ordine de zi, să prezentăm lucrarea finalizată înainte de termen, față de decembrie 2022, stația Cărăboaia. Acolo vor beneficia 200.000 de locuitori ai județului Bacău. Este o lucrare care, pe scurt, o să vă povestească doamna director de unde a preluat-o și unde a adus-o. Nu a existat nicio întârziere, din contră, am terminat înainte această lucrare. Ca de asemenea și stația de demanganizare, care este înainte de termen. Asta referitor la afirmațiile care s-au făcut de diversi decidenți și că noi suntem în întârziere și cu rezerva de apă și cu aplicația POIM și cu stația Cărăboaia, că s-a întins, s-a pierdut încă 2 ani de zile. Termenul de finalizare era decembrie 2022, se poate vedea, noi arătăm situația așa cum este și nu cum se prezintă din punct de vedere mediatic la un moment dat prin a nu cunoaște realitatea. Vă rog, doamna director. Da, mulțumesc. Stația de tratare Cărăboaia este un obiectiv foarte important pentru noi. Este practic una din cele 2 mari stații de tratare pe care Compania Regională de Apă le are în administrare. Este o stație de tratare care asigură apa potabilă pentru mai mult de jumătate din area de operare a Companiei Regionale de Apă, cu posibilitate de extindere a acestor utilizatori. Este un proiect, așa cum a spus și domnul președinte, care ar fi trebuit să fie finalizat de conducerea anterioară, administrația anterioară, undeva la nivelul anului 2016, în exercițiu financiar 2007-2013, în cadrul programului operațional sectorial mediu. Tocmai pentru a nu risca eventuale corecții financiare care ar fi dus cu certitudine Compania Regională de Apă în insolvență, am făcut tot ce ne-a stat în putință, astfel încât în anul 2017 am semnat un nou contract de finanțare cu autoritatea de management, ducând acest contract de lucrări în cadrul programului operațional Infrastructură Mare, astfel încât am fixat pentru această investiție termen de finalizare decembrie 2022, astfel cum și dumneavoastră puteți observa, noi l-am terminat cu un an și ceva mai devreme. În felul acesta, asigurând alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor la standarde europene. Acest contract de lucrări vizează o stație de tratare care nu a mai fost reabilitată din anul 1973. Este o stație aflată în administrarea companiei, dar al cărui proprietar este Consiliul Județean Bacău. Din acest motiv, după cum vedeți și aici, cei care au participat financiar la implementarea acestui proiect pe lângă fondurile nerambursabile atrase de la Uniunea Europeană sunt Consiliul Județean și Compania Regională de Apă. Repet, dacă nu am fi finalizat acest contract de lucrări și l-am fi lăsat așa cum l-am găsit astăzi, riscam să primim o corecție financiară, pe de o parte, și pe de altă parte să nu avem apă la standarde de calitate așa cum ne-am angajat. Aveți aici zona de operare unde Compania Regională de Apă distribuie apă tratată în stația de tratare Cărăboaia, se asigură practic apa pentru
circa 200.000 de locuitori, atât în zona operată de companie, cât și în zone operate de alți operatori, și aveți exemplu municipiului Onești, care practic în momentul de față depinde de apa furnizată de compania regională de apă, apă tratată în această stație de tratare. În mare, ce am făcut în stația de tratare Cărăboia, am reabilitat linia de tratare apă și aveți distinct în ce a constat această reabilitare, reabilitarea liniei de cantoare, reabilitare stației de filtrare, reabilitare stației electrică, stație de pompare, clădire reactiv. Aveți imagini cu ce însemna înainte stația de tratare și ce înseamnă acum, de la stații de pompare până la clădirea administrativă. Există un element de noutate, a fost construită o linie de recuperare și tratare a anomolului, conformă cu strategiile europene în domeniu, undeva la 2,5 milioane lei. Aveți imagini de pe parcursul acestor lucrări și, de asemenea, în ultimul rând și foarte important, s-a realizat un sistem SCADA cu ajutorul căruia putem monitoriza în permanență și în timp real ceea ce se întâmplă în stație, cu o valoare de 737.000 de lei. Astăzi am reușit să finalizăm această investiție. Cu siguranță vom continua investițiile la nivelul stației de tratare. Asta vreau să precizez. Unde Consiliul Județean are proprietate atât pe conducte, cât și pe, să zic, stație, mai e ceva de făcut. Vom face un plan de investiții pe care să-l urmărim pas cu pas, pe lângă această aplicație POIM. Pentru că eu cred că e foarte important de menționat că și proprietarii trebuie să investească în conducte, nu doar asociația ADIB și CRAB, pentru nici nu au cum altfel, nici n-ar avea cum să investească într-o proprietate în care nu au dreptul de proprietate, n-au cum să investească. Așa că cred că asta va fi următorul pas din partea DIB-ului, să creeze un sistem, un mecanism prin care OAT-urile să fie oarecum responsabile pentru investiții în apă, canal și de racordare a locuitorilor la acest sistem, pentru că nu poți să faci o investiție dacă nu devine viabilă. Investești foarte mulți bani, dar devine viabilă în momentul când ai și utilizatorii corespunzători la nivelul la care l-ai estimat. Dacă față de ceea ce am prezentat până acum, sunt întrebări. Vă rog. Înțeleg că primaria acolo este practic implicată, dar nu prezentă la această conferință. S-a făcut invitație la această primărie? Nu înțeleg. S-a făcut o invitație la primăria la această conferință? Pe unde este implicată primăria în acestea? Este parte în contract și nu știu. E o stație de demarcare. Deci beneficiara... Nu este beneficiara primăria, domnul. Aici sunt chestiuni diferite. Aici nu este beneficiara... Știu cum vă numiți, dar nu este beneficiara primăria. Sunt beneficiari locuitorii municipiului Bacău. E o mare diferență. Aș face o mențiune, că totuși am înțeles întrebarea noastră, dar nu este nici parte semnatară, în contract. Nu văd care, că am văzut anumite postări care se fac eforturi de la primărie. Nu știu care sunt eforturile. Eu nu sunt la primărie. Nu, n-ați înțeles. Am zis că există o exprimare pe Facebook la un moment dat, lansată de primarul municipiului Bacău, care spune că se fac eforturi de la primărie să susțină această investiție. Nu știu care sunt eforturile, că nu le-am văzut. Ăsta e un aspect. Dacă vreți să discutăm de eforturi, sunteți la problema, exact, suntem în cheia problemei. Aici, CRAB, ADIB. Și
tocmai chestiunea asta, de asta am și prezentat extrem de transparent și o să prezint extrem de transparent fiecare pas pe care îl facem pe această aplicație PUIM. Vă rog, doamna director. Da, ce vreau să precizez, că poate e bine de precizat în sensul că vom reține cu toții și vom ști de acum încolo cum ne raportăm în materie de acest proiect, este faptul că proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă uzată la nivelul municipiului Bacău, finanțat în cadrul programului operațional Infrastructură Mare, este un contract de finanțare semnat de către Compania Regională de Apă și Autoritatea Publică Tutelară, în speță Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Acesta este motivul pentru care astăzi cei doi parteneri se află în fața dumneavoastră și vă prezintă stadiul de realizare a proiectului, Primăria Municipiului Bacău fiind una dintre cele 41 de entități beneficiare de investiții. Deci, dacă ar fi să invităm de fiecare dată beneficiarii de investiții, ar trebui să invităm în mod egal pe toți cei 41, nu doar unul singur. În completare, înlocuirea rețelei, reabilitarea rețelei, este acele 18 milioane de euro, se referă doar la municipiul Bacău sau și la întreaga? Da, vă răspund eu. Evident că se referă, sunt trei contracte beneficiare are, în care beneficiari sunt locuitorii municipiului Bacău, am specificat. Unul este înlocuirea conductei care e proprietar primăria, conductei Stejaro. Doi, stația de demanganizare și trei, reabilitarea conductelor de la nivelul municipiului Bacău. La nivelul județului sunt alte contracte pe care vi le-am prezentat. Da, doar pentru... nu, e pentru, pentru zona de municipiu. Atât. Reabilitare pe municipiu. 18 milioane de euro e reabilitare pe municipiu. 7 milioane jumate pentru stația de manganizare și 30 de milioane pentru conducta de aducțiune de la Stejarul la Bacă. În acest an de fost aprobat sau acceptat PNR-ul ăsta este sunt zăcăzute și lucrări pentru reabilitări, pentru canalizare, pentru aducțiune cu apă. Bacău are trecut ceva acolo în acest PNR. Județul Bacău vă referiți, da? Da. Bun. Noi am trecut acolo undeva vreo 16 proiecte pentru PNRR, nu avem niciun răspuns de la minister, nu știm ce conține PNRR-ul. Noi solicitări am făcut, noi am depus fișe de proiect pe PNRR, nu știm ce se întoarce înapoi. Evident că sunt și pentru apă, dar noi ne-am gândit și la o altă variantă. Pentru ceea ce este responsabil județul și împreună cu compania CRAB să accesăm programul Angel Salin pentru diferența care nu este acoperită. Și încercăm pe ceea ce noi suntem proprietari să depunem, să încercăm să devenim eligibil pe partea care nu este acoperită din această aplicație. Totuși trebuie să recunoaștem că o aplicație la nivelul la care am prezentat-o de 470 de milioane de euro este o aplicație care, dacă ar da Dumnezeu să se finalizeze în integrum, ar aduce, s-ar vedea într-un mod corespunzător la nivelul întregului județ. Evident că nu am lăsat în altă parte și anumite investiții care nu sunt acoperite de această aplicație. Dar fiecare lucru e ca un, am mai spus-o într-o altă prezentare publică în ADIB, că trebuie să realizeze la nivelul întregii companii și la nivelul întregului județ un management al activelor, adică să ne inventariem unde sunt problemele cele mai mari pe partea de utilități, unde sunt conductele cele mai, care aduc cele mai mari pierderi companiei și nu numai, și în buzunarul cetățeanului, în așa fel încât fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale să aibă un program de investiții
coerent și aplicabil. Altfel, dacă nu aplică acel program, să plătească o penalitate, așa cum se plătește și la nivelul termoenergiei. Pentru că, știți, pierderile din căldură de acolo se achită de către cetățean, dacă nu s-au făcut investiții. Nu văd de ce nu s-ar suporta aceste pierderi, nu știu dacă se va putea din punct de vedere legal, dar vom încerca. Pentru că altfel nu se va face la un moment dat nicio altă investiție la nivelul județului, se va aștepta tot să facă investiții CRAB. CRAB este operator regional. Are o anumită responsabilitate în delegarea, contractului de utilități. Ori nu poate să le aibă pe toate. La fel și Adibu are anumite responsabilități de monitorizare, de aducere de fonduri europene. Cam ăsta este rolul Adibu. Dacă nu era Adibu, apropo că cineva vrea să iasă din Adib, dacă nu era Adibu, nu existau aceste investiții. Sunt investiții totuși importante la nivelul județului, municipiului Bacău, de 56 milioane de euro care vin și care sunt aproape de implementat. Acum, ce se întâmplă dacă, să zic, nu plac ochii cuiva, ar trebui să stricăm căruța acum, să nu mai facem treabă și să renunțăm? Exclus. Deci aceste lucruri se vor realiza. V-am spus cât sunt de aproape de realizat și o să le vedeți în curând. Sperăm ca și ultimul contract care este publicat să înțicap, să aibă ofertanți și atunci zic eu că partea de municipiu care ne interesează cel mai mult pe locuitori de aici, pentru că aici e partea cea mai grea, noi am suferit cel mai mult din punctul ăsta de vedere, să închidem această problemă a apei la nivelul municipiului. Asta e obiectivul meu. Nu în ultimul rând, și celelalte 40 de localități sunt extrem de importante. Amploarea proiectului, o să vă dați seama din desfășurarea lui, de asta am și pus într-o formă tabelară de valori și să se vadă câte localități sunt prinse pentru refacerea instalației de apă, plus canalizare, plus stații de epurare. E de mare anvergură la nivelul județului. Evident că îmi doresc să se termine într-un termen cât mai scurs. Va fi foarte greu, pentru că nu sunt atâtea firme de instalații serioase care să lucreze sau să intre să lucreze peste tot odată, așa cum ne-am dorit. Dar am luat pe priorități, am încercat să răspundem la fiecare lucru pe care ne l-a solicitat Jaspersul și cred că odată cu documentațiile validate de dânsii și verificate de UVAP, sperăm să le închidem cât mai repede. De asemenea, să știți că noi, și dacă m-ați văzut și pe șantier, nu doar pe faptul de a ajunge acolo să arăt că se face ceva, ci pur și simplu și pentru a urmări lucrările în ritmul lor. Și eu sunt, față de stația de manganezare, sunt extrem de mulțumit de modul cum s-a lucrat. Săptămâna viitoare o să prezint anumite imagini, să vedeți că de unde a plecat acum un an și unde s-a ajuns. Eu zic că este impresionantă lucrarea și va aduce beneficii, evident, municipiului, adică municipiului, cetățenilor municipiului Bacău. Vă rog, domnul. Dirigenții politici de care pomenați mai înainte, vă consultați, au cerut amunte referitoare la ceea ce am au că nu s-a realizat, refer la rezerva de apă, la stație de la depozitul de la Ghecești, adică s-a Eu vă spun așa, să știți, primarul municipiului Bacău face parte din comitetul director al ADIV. Eu am făcut propunerea tocmai pentru faptul că, făcând parte din ADIV, să fie și în executivul ADIV-ului. Ultima dată a trimis pe cineva din cabinet să participe la ședință. Nu știu dacă i-a explicat exact ce am spus noi aici. De asemenea, în cadrul ADIB-ului am încercat mă refer pe comitetul director și am încercat să modific oarecum partea de management, de executiv, în care toți să fim consultați, să prezint situația așa cum este. Că am prezentat o situație a pierderilor la CRAB. Am prezentat-o și public, tocmai ca să avem o transparență totală. Asta e un aspect. Al doilea aspect,
Mai face parte și primarul din Târgu Ocna, reprezentantul primarilor din județ, domnul Manea și domnul primar Valentin Vieru de la Moinești. Adică am încercat să găsim de pe tot eșichierul, nu neapărat politic, cât ca și importanța investițiilor, să fie în cadrul de conducere la nivelul adibului. Adibul e format nu din Ivancea, e format din 89 de localități, printre care și primăria municipiului Bacău. Așa că i-am dat rangul și importanța necesară. Cu atât mai mult cu cât am încercat să prioritizăm investițiile de la nivelul municipiului, tocmai pentru că știam că aici este o mare problemă. N-am înțeles, mă scuzați, domnul Șfăreu. Deci 10% s-a clasat? Asta ați spus. Eu n-am auzit de asta, nu știu. Că practic din proiectul acela, proiectul milioane de dată, doar 10% revin municipalități, în condiții în care, direct, municipalitatea are 10%. Îi spun eu și cu... Da, doamna director Gean vrea să răspundă și dânsă, eu am să vă spun, o să răspundă și dânsă, eu vă spun în felul următor. Acest proiect a fost aprobat în decembrie și semnat în decembrie anul trecut, da? Să știți că nu s-a luat în funcție de localitate și ce componentă a avut-o din punct de vedere al participațiilor în acționariat, ci s-a luat în funcție de viabilitatea proiectului. Viabilitatea proiectului este verificată de Jasper și Jasper s-o mută sau îmi dă sau adaugă sau îmi taie din proiect. Nu noi suntem cei. Noi am propus un proiect mult mai mare, din câte știu că, și acum mi s-au mai făcut modificări pe zona de Ștefan cel Mare, Cașin, în care mi-au propus și altă variantă de rezolvare a apei de pe zona respectivă. Ca atare, nu noi venim cu un proiect, l-am aprobat, ăsta este și dăm fiecare în funcție de acționar, sub nicio formă. Nu noi suntem cei care evaluăm. Noi suntem doar beneficiari și încercăm să ne mobilizăm, să respectăm toate termenele legale și toate procedurile legale pentru a intra în execuție și a se finaliza acest proiect. Atenție, aprobat de autoritatea de management și verificat de către Jaspers. Această documentație, o să vedeți că o să plece mai departe, după ce se dă acordul și după vom trece iar prin alte furci ca Udine, către Comisia Europeană ca să aducem fondurile europene în Bacău. Noi decontăm, suntem, cred că, printre puținii care decontăm pe partea de la stația de demanganizare și de puțurile aferente stației de manganizare. Adică suntem într-o zonă, zic eu, oarecum avansată. Și să știți că nu am fost scutiți de întrebări din partea Jaspers de ce am pus această investiție. Vă mărturisesc că era aproape să fie dată jos. Deci nu se pune problema că se repartizează în funcție de acționariat sau de importanța unei localități sau nu, ci de viabilitatea unui proiect lucrat împreună cu cei care ne verifică din punctul ăsta de vedere. Doamna director Gean, vă rog. Da, eu încerc o abordare din punct de vedere a fondurilor europene. Așa cum am precizat în repetate rânduri, ar trebui să avem un pic de cunoștințe pe accesarea fondurilor europene ca să înțelegem ce avem voie să facem și ce nu ne permite Uniunea Europeană să facem pe acest exercițiu financiar. Cu alte cuvinte, municipalitățile, municipiile, orașele au beneficiat de investiții în cadrul programului POS Mediu. Acel program a fost destinat
municipiilor și orașelor. Programul operațional infrastructură mare vine să completeze investițiile din zona municipiilor și orașelor și se duce mai mult către zona urbană. Acest program este destinat zonei urbane mai mult decât zonei rurale. Ceea ce am făcut noi astăzi a fost să forțăm cumva nota și să venim cu investiții inclusiv pe municipiul Bacău, care, repet, a beneficiat de investiții pe post mediu. Pe post mediu au fost foarte puține unități administrativ-teritoriale din zona rurală, mai mult cele din zona periurbană, să spunem, care cumva s-au legat de orașe și municipii. Noi am forțat nota, am mers pe reabilitări, Poimul nu este destinat reabilitărilor, Poimul este destinat creșterii gradului de acoperire cu servicii de alimentare și de, cu apă și canalizare în zona rurală, repet. Deci a venit astăzi să spui că municipiul Bacău a fost vitregit de anumite investiții care putea să le aibă prin Poim, este un nonsens, un neadevăr și nu arată decât faptul că nu cunoaștem ghidul de finanțare aferent programului operațional infrastructură. Mai e un aspect care aș vrea să-l precizez. Știți, tocmai asta nu s-a înțeles exact. Am avut, și nu ne ascundem, am avut divergențe și diferite abordări referitor și la operator și la autoritatea tutelară, dar să știți că autoritatea tutelară, dacă nu era autoritatea tutelară, nu se putea obține această finanțare. Tocmai pentru asta a fost creat ADIB-ul, ca un vehicul de a aduce fonduri europene și de a acoperi toată zona județului. De asta a fost prins și Bacău, pentru că a fost parte din ADIB. Altfel nu era eligibil pe această zonă. Vă rog. Da, haideți să o iau eu. Vă spun sincer că mi-este greu să comentez născocerile unui om care nu a livrat nimic într-un an de zile. Mi-este greu să mă gândesc la ce se gândește dânsul. Dar cred că aici sunt două chestiuni care se confundă. 1. Rezerva de apă nu are legătură cu ADIB. Este printr-un alt proiect de finanțare. Este prin PNDL. Singurul responsabil în derularea acestui contract e primăria și antreprenorul. Nu are legătură nici CRAB-ul, nici ADIB. E un proiect care a fost obținut, dacă nu mă înșel, prin 2018, scos la licitație, licitat, în execuție, acum este în faza de recepție. N-are cum să fie în întârziere, poate, acest proiect. Eu nu pot să știu ce termene de execuție a avut proiectul Rezerva de Apă, dar pot să știu ce termene de execuție a avut stația de manganizare ca o sursă alternativă de apă, care e în complementaritate. Păi, în mod clar, demanganizarea este nu numai în termen, se termină înainte de termenul din contract și de asta am și anunțat faptul că se fac probe. Partea cealaltă, cum își gestionează contractul, cum își gestionează execuția, eu știam că era tot, nu vreau să fac referire la ce stadiu de realizare se află. Că nu știu, nu fac parte din comisie, nu știu ce se întâmplă în interior și nici nu vreau să comentez, să mă bag unde nu-mi fierbe oala. Acolo chiar nu-mi fierbe oala, aici unde v-am prezentat, ca atare, una e una, alta e alta. La această întrebare, dacă este în termen rezerva de apă, cred că poate să răspundă chiar domnul primar al municipiului Bacău, care văd că se uită în grădina altuia, dar mai puțin în curtea lui. La a doua întrebare, dacă sunt probleme la recepție.
nu sunt în măsură să, să pot să spun acest lucru și evit de a, de a discuta dacă sunt sau nu probleme. Atât doar pot să vă spun că a început recepția cu 2 luni de zile sau 3 și încă se recepționează. Încă se cer documente, se fac mai departe, nici nu știu, pentru că nu fac parte din comisia de recepție și nu aș avea, n-am cum să am acces la anumite documente. Și ați mai... lucrările de reabilitare. Noi avem un termen pus acolo de depunerea ofertelor pe data de 3-a 11-a, da? 3 noiembrie, în funcție de cum decurge procedura de achiziție și până la judecare, de acolo putem să ne dăm un termen optimist. Dar știți că lucrările în interiorul municipiului Bacău, de fapt aici e adevărata problemă a celor care nu se îngrămădesc de a participa la licitații. Tocmai pentru faptul că este foarte greu de lucrat în municipiu. Sunt conducte, sunt cabluri, e greu de determinat, se desface tot orașul, trebuie să lucrezi cu grijă, preferă probabil să se ducă în altă parte să lucreze decât să intre pe zona de municipalitate, să desfacă străzile și să schimbe conductele așa cum trebuie. Dar noi suntem optimiști că se vor găsi executanța ai lucrării, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Eu am văzut că domnul primar știe mai multe despre această lucrare, consider că e doar singura, care e mai puțin importantă decât cealaltă de 30 de milioane de euro, care probabil se va semna în următoarele 2 săptămâni după trecerea perioadei de contestații. Aici sunt lucruri mult mai, să zic așa, noi le-am primit într-un ansamblu. Nu ne-am gândit doar la asta sau unde am avut probleme sau unde s-au întâmpinat probleme. Dacă n-au participat la licitații, pot să spun și eu în același, pentru proiect la primărie n-au venit, pentru parcul industrial, pentru proiectare. Ce să înțeleg eu? Că e vorba de eficiență sau ineficiență? Pe aceeași gândire am spus-o și ieri în ședința de Consiliu Local. Nu este în regulă să... Eu cred că aici e vorba de dificultatea și complexitatea lucrării. O să vă răspund și... Nu. Acolo n-a fost făcută nicio intervenție. Nici n-a fost prinsă în proiectul vechi. Adică s-a oprit acea lucrare la kilometru 23 de Bacău. Noi am venit acum și o facem de la kilometru 23 până în municipiul Bacău. Problema care se pune și o să o prezint public... Punerea în siguranță a conductei. Dacă țineți minte noastră, acum un an și ceva, într-o ședință de Comitet Județean de Situații de Urgență în care am invitat și presa, am solicitat Consiliului Județean să finanțeze o expertiză a întregii conducte. O expertiză și un plan de mentenanță pe care l-am prezentat. Planul de mentenanță s-a avut în vedere și s-a mers pe el cu o urmărire extinsă a conductei, o urmărire în timp, o urmărire specială a conductei și ați văzut că lucrurile n-au mai fost atât de... Nu s-au mai întâmplat tot felul de evenimente, pe de o parte, dar pe de altă parte, cred că într-un decurs de o lună sau două luni, o să ne iasă și această expertiză. Această expertiză o voi face publică. Și o voi înainta primăriei Bacău, pentru că noi am făcut-o în parteneriat, am făcut o expertiză pe ce? Pe conducta care nu mi-aparține. Cu ce probleme sunt pe ea, ce neconformități sunt și de ce s-au întâmplat tot timpul pe anumite zone avarii. Ca să... Și ce măsuri ar trebui să ia proprietarul pentru a o pune în siguranță. Sunt două chestiuni diferite. Noi, ca să avem siguranța alimentării cu apă, pe de o parte trebuie să punem conducta de 60 de kilometri de la Valea Uzului până la Stejarul, să o punem în siguranță și pe de altă parte să schimbăm conducta de 23 de kilometri de la Stejarul la Bacău.
complementar cu stația de manganizare și puțurile de apă și, evident, rezerva de apă, să putem asigura o siguranță în furnizarea apei pentru municipiu. Da. O să o las pe doamna director, dar vă spun, apa nu mai este tratată chimic în momentul când intră în funcțiune stația de epurare, de manganizare. Nu va mai fi tratată chimic. Asta e noutatea, dar o las pe doamna director, că de zona însei mai mult decât a mea ca și președinte ADIP. Bun. Chiar și în cazul în care ne-am confruntat cu avarii pe conducta de aducțiune sau cu defecțiuni pe rețeaua de distribuție, apa care a ieșit din stația de tratare Barați, pentru că de acolo vine apa distribuită către cetățeni, a fost întotdeauna la standardele de calitate prevăzute de legislația în domeniu. Deci noi efectuăm buletine de analiză, suntem monitorizați de cei de la direcția sanitară. Nu are cum să plece apa cu o concentrație mai mare de clor. Acum, că există situații când apa, în urma acestor deranjamente, ajunge de un colorit mai închis, acest lucru nu se datorează faptului că, sau nu este cauzat, determinat de faptul că din stația de tratare ar ieși apă neconformă. Acest lucru apare ca urmare a faptului că apa, când vine în contact cu o conductă, exact, va spăla și va antrena, mai ales că conducta este veche, despre asta discutăm de aici, necesitatea reabilitării unui număr de 53 de kilometri, automat spălând acele resturi din conductă, ne confruntăm cu coloritul respectiv al apei. Dar apa iese și a ieșit întotdeauna curată și la standardele de calitate din stația de tratare Barați. Va diferi acum doar modalitatea de tratare, dar rezultatul final este același, o apă de calitate. În momentul de față, noi nu dispunem de o stație de demanganizare. Deci acesta... Păi se tratează la Barați și la Cărăboaie, ceea ce v-am și prezentat. Și acolo, și într-o parte și în alta, eu am avut, îmi cer scuze, dar am avut, să zic așa, privilegiu să văd un laborator prin care se verifică calitatea apei și dacă conțin tot microorganisme care ar putea să afecteze... Da, așa că nu pleacă nimic către cetățean care să afecteze sănătatea. De asta am și prezentat această investiție de la Cărăboaia, ca să vedeți oarecum și mecanismul de tratare a apei. Adică să se vadă și mecanismul de tratare a apei. La demanganizare este cu totul altceva, acolo este tratat doar de mangan, dacă nu mă înșel, și se face printr-o metodă care nu mai se folosesc substanțe chimice în demanganizarea acesta. E corect? Se folosește oxigen. Este corect. Deci stația de demanganizare doar înlătură manganul. Ulterior, apa ajunge la stația de tratare Barați, unde se folosesc alte substanțe chimice. Acolo este imposibil de a nu utiliza substanțe chimice pentru care sunt mari microorganisme. Exact. Repet, apa în final, când ajunge la cetățeni, este o apă de calitate. Nu există noțiunea de a avea substanțe chimice în apă care dăunează sănătății populației. Apa corespunde standardelor sanitare.
Nici măcar clorul nu a existat. Clorul utilizat în anumite doze nu este, nu influențează negativ sănătatea, deci ea respectă standardele de calitate prevăzute de normativele sanitare. În concluzie, va exista la final. Absolut, va avea și clor în apă, da. Păi asta v-am explicat, se respectă o tehnologie stabilită de legislația în domeniu, pe care nu mai cum să o încalci. Deci nu vor exista substanțe chimice suplimentare față de cele utilizate la stația de tratare Barați, pentru că ar fi însemnat ca pe lângă cele utilizate la stația de tratare Barați să folosim la demanganizare alte substanțe chimice pentru a înlătura manganul. Ori asta vă spunea domnul președinte, pentru înlăturarea manganului nu se folosesc substanțe chimice, ci se merge pe tehnologia de oxigen activ. Da. Mai sunt întrebări, vă rog? Nu mai sunt? Mulțumesc frumos, vă invit să bem o cafea, mai discutăm mai pe largul.